Rezultate excelente pentru elevii români. Am obținut locul al treilea în lume la Olimpiada Internațională de Geografie și al doilea în Europa. La ediția din acest an s-au scris 209 elevi din 54 de țări. Locul 3 în lume la Olimpiada Internațională de Geografie. După rezultatele remarcabile de la Olimpiadele Internaționale de Matematică, Fizică și Chimie, a venit rândul Olimpiadei Internaționale de Geografie să ne facă mândri de rezultatele obținute de elevii români. Olimpicii români au cucerit patru medalii și locul al treilea în lume la 18-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Geografie, competiție desfășurată în format online în perioada 12-18 iulie sub patronajul Comisiei. Comitetului Național Geografic Francez, a transmis Sorin Câmpeanu. Doi elevi, unul din Iași și altul din București, au obținut medalii de aur, un elev din Târgu Jiu a obținut medalia de argint, iar un altul din Oradea a obținut bronzul. În urma rezultatelor deosebite, România a ocupat locul al treilea în lume și al doilea în Europa. Datorită acestor rezultate, prin agregarea numărului și valorii medaliilor, lotul României a ocupat poziția a treia în lume și a doua în Europa pe primele două poziții clasându-se Singapore și Lituania. La ediția din acest an s-au înscris 209 elevi din 54 de țări. Felicitări copiilor și mulțumiri tuturor celor care au contribuit la această performanță, a mai scris Sorin Câmpeanu pe pagina sa de Facebook.